Salutare, dragi prieteni! O să începem primul nostru vlog din cadrul expediției Urmiacom-70 Siberia, pe care vom încărca pe YouTube. Până acum au fost pe canalul nostru oficial videouri de la expediția din 2018, satul Mare Vladivostok. Acolo mai urmează să facem episodul 6, care va fi și episodul final. Vă promit că într-o săptămână, două vom finaliza și vom focusa 100% numai pe expediția de Urmiacom. Cum am promis, vom avea de fapt două categorii: Siberia Vlog, unde vom prezenta pregătirea mașinii, de ce am ales diesel, de fapt despre acest lucru vom vorbi în acest video. Vom prezenta echipajul. Deci până la pornirea în expediție o să facem vreo 6, 7, 8 videouri, un fel de warm-up al expediției. Și cu hashtag Siberia Live încercăm să vă ținem la curent zilnic și din Rusia și din Siberia, tot ce se întâmplă cu noi. Trebuie să precizăm, foarte mulți ne-au scris pe Facebook, pe YouTube, ne dau sfaturi foarte bine, super ok, sunt binevenite, dar trebuie să țineți cont de un singur lucru. Noi suntem, nu suntem cameramani profesioniști, nu suntem, nu lucrăm la televiziuni să vorbim fluent, suntem simpli ardeleni, suntem oameni simpli, dar ne place la nebunie aventura și încercăm, cum știm noi, totul să vă prezentăm expediția, să facem video din expediție. Am învățat din expediția trecută, unde am făcut filmările cu telefonul. Acum am reușit cu eforturi mari să achiziționăm niște camere. Încercăm să aducem și mai aproape Siberia. Puteți să descrieți și aici în coment pe YouTube sau pe Facebook cum ați face voi, dar vă rog, țineți cont de faptul că suntem amatori în domeniu, ne place expediția și resursele financiare sunt limitate. Și aici închei introducerea vlogului și haideți să vorbim despre ce a fost și scris în titlu, de ce am ales diesel. Ce scuze? Foarte mulți, când am scris prima dată, cred că în ianuarie sau februarie, când am întors din Vladivostok cu Loganul, am și scris că urmează să mergem în Urmiacom. Haideți să vorbim puțin de ce am ales Urmiacom și de ce am ales iarna. Noi, în Vladivostok, am fost în, cum bine știți, în luna octombrie, sfârșit de octombrie, am prins foarte puțin iarna în Siberia, chiar la întoarcere din Vladivostok s-a schimbat vremea brusc de la plus 20 la minus 25 și am rămas fascinați, uimiți de frumusețea Siberiei pe zăpadă. Ne-a amintit copilăria când încă am avut zăpadă și România și știți bine, pe vremuri nu s-a curățat zăpada, rămas zăpada pe carosabil, chiar am dat cu seniușul. Și în Siberia exact același lucru am întâlnit, așa că am rămas fascinat de acest peisaj. Și la întoarcere, când am ajuns acasă, după două săptămâni după ce ne-am odinit, deja am știut că noi vrem să mergem să facem ceva și mai extrem. Și așa am ales Urmiacom, care e, cum bine știți, este cel mai friguros punct de pe glob.
În 1929 s-a măsurat o temperatură extremă de minus 72,9 grade, care e frig, este rece. Și am ales, am zis că ne trebuie aventură așa extreme, ne plac aventurile extreme și trebuie să fim primul echipaj românesc care merge în ianuarie în Oimiacom. A fost și alții în februarie, martie, probabil că a fost și ianuarie, nu știm, dar siguranță n-a fost cu o Dacie. Trebuie să fim primul echipaj cu o Dacie Duster care merge în ianuarie în extremul Siberiei, la Polul Nord. Noi am făcut o promisiune, eu am fost fan BMW și mașini germane și am făcut o promisiune încă în Vladivostok, că dacă Loganul, Dacia Logan ne aduce acasă cu bine, bine știți că am câteva probleme mici tehnice pe acest traseu, dar am zis că dacă ne va aduce cu bine până acasă, eu trec pe marca Dacia, fiindcă merită, că noi știm în ce condiții a rezistat Dacia, 7000 de kilometri n-am avut drumuri și chiar oricum eram îndrăgostit de marca Dacia, am început șofatul cu 1300, care am niște amintiri din tinerețe foarte ok, așa că nici nu am stat pe gânduri revenind la expediție că vom alege o Dacia Duster și mergem noi mi acum. De ce diesel? Era când în ianuarie am început să studiem traseul, am zis că sunt două variante, erau încă două variante la Duster, cum bine știți, era 1.5 DCI și 1.6 benzină aspirat. Și am stat foarte mult pe gânduri. Prima opțiune era 1.6 aspirat, fiindcă 1.4 MPM pe Logan era un motor foarte bun. În schimb, singura problemă ce am avut la Logan cu 1.4, care nu aș mai vrea să trăiesc, nu prea am putut urca dealurile munții Siberiei. Cum intrați în Rusia pe hartă, se vede, nu știu dacă se vede, mergi tot drept, dar nu e așa. În Siberia, cum treci de munții Ural, sunt foarte multe dealuri, munți la 1500 de metri, chiar aproape 2000 de metri, în care rușii nu prea fac serpentine. Ei urcă sus, jos, chiar am întâlnit urcușul de 16-17 grade, în care încărcat pentru expediție, n-ai cum să eviți să nu fii supra-încărcat la greutate, fiindcă totuși mergi 30-40 de zile, mai ales iarna, când ai nevoie de multe echipamente să nu rămâi pe drum. Cu Loganul foarte greu am urcat. Deci 1.4 chiar în treapta a doua și chiar în treapta întâia a fost când am urcat. Camionele ne împingeau din spate. Nu a fost ok. Din cauza asta am zis că 1.6 benzină, dar asta rușie este și mai greu decât Loganul. Ar fi totuși un motor mai slăbuț pentru ce vrem noi. Știm că 1.6 benzină este bun. Știm treaba asta, dar totuși am zis că nu vrem să riscăm la urcare, la greutate. Așa că am pus la o parte această motorizare. Și ne-a rămas doar 1.5 diesel. Ok. Că mulți o să întrebați, da, diesel, dar ce faci cu frigul? Asta a fost și întrebarea noastră. Între timp, a venit vara, s-a lansat motorul 1.3 TCE, care a fost făcut împreună cu Daimler, un motor senzațional. Am început să... Încă n-am ales mașina, n-am cumpărat mașina, am zis că e un semn, hai să vedem ce știe motorizarea 1.3.
am și sunat, am și mers personal la Autoclas, Satul Mare dealer, reprezentanță Dacia din Satul Mare. Oamenii au fost super deschiși, între timp deja vorbisem cu ei. Știți bine că la prima expediție, din păcate, am întâlnit uși închise la Dacia. Aici, în Satul Mare, sunt niște oameni minunați, deosebiți. Deci, imediat au zis că stai un pic, că stai betul Dacia, e benefic, e o reclamă, hai să vă ajutăm. Și revenind, am mers la Dacia și chiar aut la teste un 1.3 TCE, mașina de firma directorului. Nu era 4-4, încă nu a apăruseră, era doar 4-2, deci cu tracțiunea în față. Și a zis că, uite, eu îți dau mașina, țin o săptămână, încearcă. Și eu să iau decizie. Am luat mașina, bucuroși, hai să facem un test. Am luat mașina la teste. Imediat am rămas încântați de puterea motorului față de 1.6, era altceva. Ne-a plăcut, este un motor extraordinar de bun. Trage, merge bine, silențios. Așa că au rămas două motorizări în joc. 1.3 TCE și 1.5 DCI. Am zis că să luăm o decizie, mai studiem un pic problema, dar după vreo 2-3 zile am început să ne gândim puțin, fiindcă în Rusia, mai ales în, după Urali, în Rusia asiatică, Siberia, deja benzina era un pic era mult mai slabă decât în România. N-am mai găsit la pompe, dar benzină 92, am mai găsit și 95, dar nu ni s-a părut să fie așa de bună ca și 95-ul de la noi, ci totuși un 10-12.000 de kilometri, dar în Siberia o să mergem. N-am știut cum se va comporta, totuși 1.3 TCE nu mai este 1.6 sau 1.4 aspiran care poți să bași chiar în Uzbekistan, în Logan, am băgat gazolină, că nu găsești benzină și a mers. Cu chin cu vai, dar nu s-a oprit, nu ne-a lăsat pe drum. Așa că puțin ne-a fost frică de 1.3 TCE, ce se va întâmpla, totuși e un motor nou, e un motor, și aici am luat decizia și încă mai revin de ce am ales diesel, fiindcă este un motor nou, nu știe nimeni cum se va comporta în cei 30.000 de kilometri de expediție. Nu știe nimeni, la achizitarea mașinii încă nu, chiar nu prea erau dastere 4x4 cu acest motor, se meargă 30-40.000 de kilometri, să vedem dacă au problemă de fabricație. Între timp am vorbit cu prietenul nostru Sergei din Siberia, cum bine știți, v-am mai povestit și pe Facebook. Sergei va modifica mașina în Siberia, în Novosibirsk, pentru Oymyakon, pentru drumurile și vremea extremă de acolo. Și am discutat foarte mult cu el. Și el, după discuțiile, am zis că oricum numai dieselul poate fi, deși este 1.3 din calcul, și vă explic de ce. Fiindcă în Rusia foarte multe dastere se vând, rușilor le place dastere, sunt cu două motorizări, dar 1.5 DCI și 2 litri benzină, ceea ce la noi nu a fost niciodată, la ei se vinde chiar, se vinde bine. Dacă se întâmplă ceva pe drum, totuși 25.000 de kilometri, apare o problemă tehnică, la 1.3 TCE sigur nu găsim piese, chiar mecanicii de acolo se vor uita la el. Deci nu au această motorizare în Rusia. Plus
cum am zis, poate să apară probleme de fabricație care încă nu s-au depistat. Nu spun că motorul nu este bun, să nu mă înțelegeți greșit. Am înțeles că 1-2 a avut probleme destul de grave, mănâncă ulei, 1-3-ul împreună cu Daimler a remediat această problemă. Nu spun, nu contest, am condus o săptămână, mi-a plăcut enorm de mult motorizarea, deci excepțional. Dar la asemenea expediție, unde mergi la minus 65 de grade, m-am uitat pe vremea, anul trecut deja de ianuarie, am început să iau notițe fiecare zi câte grade a fost în Iacutia, în Oymyakon, și să știți că început de ianuarie puteți verifica pe Google, anul acesta, în ianuarie au fost minus 68 de grade, chiar minus 68 de grade în Oymyakon. Și că nu putem risca cu un motor care e un motor nou, nu știi ce se va întâmpla, plus benzina prostă din Siberia, am zis că ne focusăm pe diesel. Am scris un e-mail destul de lung la Sergei: prietene, ajută-mă, trebuie să iau o decizie, fiindcă trebuie să duc mâine avansul să iau mașina la Dacia. Și el, singurul lucru, mi-a zis, și cu litere mare, nu știu, nu mai pot să vă arăt e-mailul, diesel, așa scria. L-am sunat și am întrebat de ce. Și același lucru a zis ce am studiat și noi. Benzina nu este așa de bun. Camionele de acolo, și chiar am văzut camioane noi când am fost în Siberia, Volvo din 2018 chiar, deci camioane noi care merg cu diesel, cu AdBlue, chiar cu AdBlue. Și nu am niciun fel de problemă. Iar la ei, iarna, se vinde la pompă motorină de minus 80 de grade, chiar rezistă la minus 80 de grade, plus au un fel de antigel diesel, îi se numește, importă din America, care se bagă în motorină și nu am niciun fel de problemă. Și el a zis, o să găsesc, mai ales din Iacutia, mai puțin, deci benzină de calitate nu se mai găsesc, că spune acum mai circulă cu oazul pe benzină, cu Lada, și chiar mi-a sugerat diesel, dar el, chiar Sergei, este specializat pe mașini diesel, are un service diesel propriu care repară pompe de injector, pompe de înaltă presiune, deci el este specialist, are echipamente și a zis că nicio problemă până în Novosibirsk puteți veni lejer cu Dusterul nemodificat, fiindcă ajungem în decembrie și ne-am mutat înapoi la 10 ani, mai mult de minus 38, hai 40, în decembrie nu a fost mai frig în Novosibirsk, așa că am zis că la minus 40, fără modificări, trebuie să reziste mașina, fiindcă și în, chiar anul trecut, în Miercurea Ciuc, am prins minus 38 de grade cu dieselul meu, cu BMW încă, acum 2 ani. Așa că așa am luat decizia să fie diesel. Vom pune un pic de burete încăzitor pe filtru până ce ajungem în Novosibirsk, că vom schimba antigelul de aici, evident. Și la Novosibirsk ne vom opri 4-5 zile și împreună cu prietenul meu vom face modificările pentru vremea extremă din Oymyakon. Pe scurt, o să vă povestesc și despre modificări ce vom duce la mașină. În primul rând vom pune un Webasto. Deci vom pune un Webasto. Toată lumea știe ce înseamnă, nu vreau să intru acum în detalii tehnice. Cine are diesel și o studia puțin diesel, nu știe ce înseamnă. Vom pune un sistem de încălzire a combustibilului, a conductei, a rezervorului și a filtrului. Și plus, peste aceste lucruri, vom instala un fel de dispozitiv care merge și de pe telefon, chiar de pe iPhone, sau are o telecomandă. Ăsta încă vom instala aici la Cluj-Napoca, de dispozitivul respectiv de care o să vorbesc acum. Comercializează o firmă din Cluj-Napoca, Falcon Electronics, care încă nu m-am înțeles cu sponsorizarea, sper să măcar un discount să ne dea. Costă cam 3.000 de lei acest dispozitiv cu instalare, care știe 10 programări pe zi a pornirea motorului,
Deci pot să programez, de exemplu, dacă seara o să dormim în mașină și nu vreau să dorm așa în mașină, să meargă motorul non-stop, fiindcă nu e bine, adorm, se rupă o curea, nu pot monitoriza. Așa că acest dispozitiv poți programa ca fiecare oră, 10 sau 20 de minute, să meargă motorul. Încălzește apa, se mișcă combustibilul, bine știți. Dar mai are o chestie foarte importantă, bine de știut. El monitorizează computerul mașinii și în cazul în care apa se răcește motor, descade sub 0 grade sau bateria, voltajul în baterie scade la sub 12 volți sau noi o să dăm volumele, atunci motorul pornește automat, fără nicio programare, deci noi o să dăm, dacă apa ajunge la acest la 0 grade, de exemplu, și bateria scade sub 12 volți sau 12,42 volți, atunci motorul va porni automat și reîncarcă bateria, încălzește apa, după care iarăși o să dăm valorile când să se oprească. Deci avem mai multe dispozitive care să ne ajută la frig, sperând că nu o să fie problemă. Ok, riscuri sunt. Deci nu suntem 100% acoperiți, fiindcă știți foarte bine legea lui Murphy ce zice, tot ce funcționează se strică. Deci problema la noi o să apare în cazul în care unul dintre dispozitive va ceda. Atunci avem planul B, C, D, E, dar sunt planuri de supraviețuire. Deci o să ducem cu noi lemne uscate, o să avem câini cu motorină în cazul în care facem un foc. Este foarte greu și asta o să vorbim în alt video, acum prefer să vorbim despre diesel. Va fi foarte greu din Iacuț până noi acum, fiindcă sunt foarte puține localități, chiar sunt niște sate micuțe. Și în cazul în care apare o problemă și trebuie să suni la să chem ajutor, din două localități poate să vină ajutorul, așa salvarea, ca și la o potrăire sau orice, din Iacuț și din Ustinerea, care amândouă, deci sunt sute de kilometri pe drumuri înghețate, deci noi normal trebuie să supraviețuim chiar 10-12 ore în frigul extrem, care e foarte greu. Așa că încercăm să ne focusăm pe mașină, încercăm să facem așa fel, să avem mai multe posibilități de siguranță, dar dacă se oprește motorul propriu zis, din orice cauză, atunci apar probleme. Noi sperăm să nu fie. Încercăm și Sergei să facă mașina, să prepare mașina așa fel, să nu avem probleme, dar nu se știe niciodată. Vom în Nouă Sibir să mai pune parbriz dublu. Foarte mulți ne-ați întrebat. Am întrebat și eu de la Sergei și au zis că când ajungeți în Nouă Sibir, să ne uităm la vremea, totuși deja o să vedem și ce vreme la Filăoimea acum, dar cu siguranță vom pune un parbriz dublu. Avem un avantaj foarte mare, fiindcă în Rusia sunt mult mai ieftine piesele și un parbriz este chiar mult mai ieftin decât în România. Cred că 420 de lei, mi-a scris Sergei, costă un parbriz, nu știu la ce România, cât costă eventual, puteți să-mi scrieți sub acest video. Cred că v-am povestit de ce am ales diesel, că foarte mulți, chiar foarte mulți au zis că suntem proști, că mergem cu diesel. Dar, da, cum ce aude? Dieselul, motorina, parafina, motorina în gheață și benzina nu. E foarte simplu de comentat pe Facebook, dar credeți-mă că am studiat foarte mult problema și motorul 1.5DC este un motor, cum zice, de tractor, de UTB. Este un motor care, cred că nu știu exact, dar puteți să mă ajutați și aici, cred că de vreo 15 ani este în Renault, în alte mașini.
și avem încredere în acest motor, în această motorizare. Consumul este mult mai mic decât la benzină și asta contează foarte mult. Și consumul, că costurile aici urcă. Și în Rusia deja nu mai este așa de ieftin combustibilul cum a fost. Acum dieselul este la 3,70 lei de bani deja, 3,50 lei de bani. Când a fost în 2018 era sub 3 lei, deci acolo urcă prețurile. Evident este mult mai ieftin decât la noi, dar noi o să facem undeva la 25-27 de mii de kilometri. Asta vă spun acum în premieră și ne se uită la acest video, că noi s-ar putea la întoarcere să venim prin Kazahstan. Poate să facem o escală la Baikonur. Vedem. Deci undeva la 25.000-27.000 de kilometri vom face. Deci contează consumul. Dacă 1.3 TCE pe benzină era abia deja 2 ani vechime și testând și în țările unde benzina este de slabă calitate și primeam feedback-uri bune, mult mai sigur că ne gândeam la 1.3 TCE, deci pe benzină, fiindcă noi modificările la diesel, undeva prețurile vor urca la cuvevasă cu tot la vreo 3.000 de dolari. Deci era mult mai simplu să... Deci consumul la benzină degeaba este mai scump și consumă mai mult, era cheltuielile mult mai ieftine, fiindcă nu trebuia să facem aceste modificări la mașină, dar cum este un motor nou și nu știm nimic despre el, totuși asta nu va fi o excursie. Aici noi riscăm viața. Mă duc cu soția mea. Poate să dispară o familie întreagă. Este dură ceea ce spun acum, dar trebuie să ne gândim și la asta, fiindcă dacă nu ți-e frică un pic, că mulți se întreba, mă, nu vă e frică să mergeți? Da, puțin este frică. Nu de ruși, nu de că am fost și oameni deosebiți și nu mi-e frică nici de lupi, de comportamentul mașinii în frigul extrem, care nu putem simula, nu putem simula aici, în România, chiar în Europa, imposibil să faci o simulare cum se va comporta mașina. Dar ne frică un pic, dar trebuie să-ți fie un pic frică. Dacă nu ți-e frică, atunci mergi înainte fără să te gândești, și nu e bine. Deci frica un pic de multe ori ajută la soluții, să iei o soluție care chiar este benefică, dacă ți-e frică un pic. Noi și la Vladivostok, când am intrat în Mongolia la prima expediție și ne-am rătăcit și am intrat în satul de iurte noaptea la 1, mi-a fost un pic frică și nu am mers cu capul înainte, bă, că nu se întâmplă nimic. Într-adevăr, ne-am liniștit, ne-am calmat și cu frica noi am găsit soluția bună, soluția optimă. Deci, ne frică un pic. Dar, cum am zis, din cauza mașinii, nici nu din cauza Daciei, că mulți au zis că, bă, cu Dacia nu ajungi. Și am zis și la prima expediție, bă, mergeți cu Loganul, muriți acolo. Nu. Dacia e o mașină foarte bună la câți bani e și o mașină simplă. Deci pur și simplu de probleme tehnice care s-ar putea să apară la minus 65 de grade. De asta ne frică un pic. Noi sperăm de pe tot drumul sub hashtag Siberia Live și Siberia Vlog să vă ținem la curent și am vorbit cu foarte mulți pe Facebook dintre voi care vor să meargă și ei, dar nu sunt convinși, totuși este departe, apar probleme financiare, apar probleme ce se întâmplă acolo. Noi încercăm să vă arătăm ce se întâmplă acolo și poate dacă ne întoarcem cu bine, mulți o să le placă această expediție și vor merge. Oricând ajutăm cu mare drag, nu suntem oamenii care o să nu meargă alții, să nu... Că noi să fim acolo, nu. Deci lumea asta deschisă pentru toți, noi ne bucurăm. Foarte mulți au cerut sfatul care vor să meargă cu mare drag. Pe Facebook puteți să găsiți, avem un grup de Adventure Neo Expedition Transylvania. Puteți să vă înscrieți chiar în clubul nostru, în octombrie așteptăm membrii. Aici deja
trecem de subiect, dar trebuie să vă spun la final de video, că o să încercăm să facem expediție în grup, dacă ne întoarcem cu bine și bunul Dumnezeu va fi cu noi și ne întoarcem fără probleme, vrem să facem niște expediții, excursii în grup, organizate. Prima dată vom încerca spre Mongolia, Tajikistan, Pamir, foarte frumos, dar vom discuta pe tema asta în alte videouri. Pe Facebook este grupul Neo Expedition Transilvania, care am făcut, v-am zis, și un club din 1 octombrie, așteptăm membrii, până atunci puteți să intrați în grupul nostru de Facebook, să fiți alături de noi și să vă uitați la videourile noastre, puțin amator, dar așa putem noi să realizăm. Sper că v-a plăcut și m-am explicat de ce am ales diesel. Mașina chiar astăzi este la montat de reflectoare, echipamentele ce vin extern pe mașină. Mulțumim din suflet firmei Best Ride, oameni deosebiți. Imediat, cred că la un simplu mesaj ce am trimis, au zis că da, suntem parteneri. Deci, mulțumim încă o dată din suflet și sper să folosim cu bine ce ne-au dat și de ce nu să faci un pic de reclamă, fiindcă merită. Sunt oameni deosebiți, n-am mai găsit în România, am scris la multe firme, nu vreau să spun la cine și Ciprian imediat a scris mesaj că da, suntem parteneri, cum să nu, deci mulțumim încă o dată din suflet. Se vom monta și cauciucurile pe mașină săptămâna viitoare. Am ales Cooper, dar în acest alt video o să spun de ce am ales Cooper Tires, dar la Nexon, mulțumim Nexon. Ăsta va fi al doilea video. Aici închid paranteza. Ne-am dus puțin de la diesel. Deci în Oimea acum vom merge cu 1.5 Blue DCI. Între timp am verificat cu AdBlue, nu o să fie problemă, chiar și Sergei a zis că nu îngheați AdBlue. Este un sistem, este foarte lung să povestesc de ce nu îngheați AdBlue, poate în alt video. Sper că v-a plăcut, să țineți aproape de noi. Aici vedeți pagina noastră de Facebook. Puteți să vă scrieți și pe YouTube. O să apară videouri interesante când o să fie gata mașina, din pregătiri. Deci merită să fiți cu noi și pe YouTube și pe Facebook. Sperăm că data viitoare vom fi amândoi, echipajul complet. Vă doresc o toamnă superbă. Țineți aproape de Hello Siberia Expedition. Pa, pa!